Iată jertfa lui Ilie cum se aprinde pe înserate, ca o veșnică făclie peste veacuri depărtate. Iată, Dumnezeul mare îi adună la Carmel, ca să țină adunare cu întregul Israel, ca să le arate starea deplorată și căzută și să le dea vindecarea cea atât de mult cerută. Mergi, Ilie, mergi în frunte, căci voi ține o judecată cu poporul lângă munte, cu mulțimea adunată. Mergi din partea mea și spune că m-au supărat nespus, cu întreaga urăciune care au înălțat-o în sus. Căci au construit altare pentru Baal și Astarte, sărutându-i cu închinare, cu serbări și obicei. Și întreabă dacă e bine tot ce fac și tot ce îndură, că s-au lepădat de mine șchiopătând peste măsură. Dumnezeu cu îndurare vrea să vă ridice, frați, să vă facă vindecare și să nu mai șchiopătați. Și să nu mai faceți răul vechiului apocalipt, căci El este Dumnezeul izbăvirii din Egipt. Urăciunea sidonită inimile v-a împietrit, căci din piatra lor cioplită Dumnezei v-ați construit. Câtă vreme în orbire mai aveți de gând să stați, în această rătăcire și lui Baal să vă închinați? Dumnezeul ce pe mână îl atingi e ca de gheață. Baal e mort, e o minciună, e un idol fără viață. I-ați făcut o adunare numai din prorocii seci. Ia uitați ce număr mare, 450. Oameni care îi poartă torța pentru al vostru cald sărut, că-l iubiți cu toată forța pe acel idol orb și mut. Fraților, din adormire vă treziți din somnul greu și să facem deosebire între Baal și Dumnezeu. Iată cele 450 de văzători. Hai, chemați-i să vă ajute, să ieșiți biruitori. Dacă Baal e așa de mare, Dumnezeu strălucitor, hai să-l punem la încercare, înaintea tuturor. Și vom ști că el trăiește și se luptă în război, dacă jertfa o primește azi din mână de la voi. Construiți-i voi altarul și jungheați-i un vițel, dar să nu aprindeți jarul, focul, să vi-l deie el. Dacă a lui e stăpânirea peste foc și peste zare, să-și arate strălucirea, ca să-l vadă fiecare. Însă, dacă e o nimică, nu răspunde, nu-i cu voi, aruncați-o fără frică, piatra moartă, în gunoi. Pot prorocii să vă îndemne, ei vă pot și amăgi. Unde sunt minuni și semne, oamenii vor amuți. Fraților, strigă prorocul, vreți așa să învingeți greul? Cel ce va aprinde focul, acela e Dumnezeul. Vrem așa, așa să fie, după cum ți-a fost îndemnul. În această bătălie vrem să biruiască semnul. Puneți-mă la încercare, zice Domnul prin cuvânt, să vedeți a mea lucrare, să cunoașteți că eu sunt. Cu aceeași libertate, eu voi proceda la fel. Dumnezeu să își arate slava lui în Israel. Și pornind la acțiune, ca și valul peste mal, îi făcură rugăciune ceata de proroci lui Baal. Lemnele erau grămadă sub vițelul junghiat. Baal, ascultă-ne, să vadă toți că nu ne-am înșelat. Însă Baal nicio mișcare, n-are nicio mărturie. Hai, strigați-l și mai tare, îi batjocori Ilie. Și trecând o zi aproape, ei se obosiră greu, ca să vină ca să-i scape Baal, pretinsul Dumnezeu. Începură să aiureze, scrijelați și răgușiți, fără să înainteze și să fie sprijiniți. Până la urmă îl lăsară, după tot ce au știut să spună. Robii lui l-abandonară, fiindcă Baal e o minciună. Atunci, plin de bărbăție, îl chemă pe Israel marele proroc Ilie să se apropie de el. Fraților, din prăbușire să zidim ce-i dărâmat. Domnul are o moștenire, un popor răscumpărat. După legea preoțească, după vechiul lui chivot, Israel să-i mulțumească printr-o ardere de tot. După legea seminției, să-i zidiți altarul sfânt, fiindcă noi îi suntem fiii Tatălui prin legământ.
Puneți piatră lângă piatră, ca să-i construim betelul. Puneți lemnele pe vatră, iar deasupra lor vițelul. Puneți apa cea curată, puneți totul cu îngrijire, ca să fie fără pată jertfa cea de mulțumire. Atunci, îndreptându-și ruga către Domnul din pustie, Doamne, ce sunt eu? Sunt sluga, robul tău, i-a zis Ilie. Pentru ei, cu mijlocire, vin în fața ta, Părinte, ca în marea ta iubire să te înduri, să iei aminte. Nu-i lovi cu întristare pentru toate ce au făcut, iartă-le a lor purtare și tot răul din trecut. Scoate-i astăzi de sub norul care i-a întunecat, să cunoască tot poporul, Doamne, că Tu i-ai iertat. Israel în pribegie a uitat de brațul Tău. Doamne, fă-i din nou să știe azi că Tu ești Dumnezeu. Și pe când striga prorocul mijlocind pentru mulțime, a căzut deodată focul, din văzduh, din înălțime. Strălucire ca de soare, foc ceresc, mistuitor, tot altarul ca o zare s-a aprins ca un cuptor. Și într-o clipă strălucirea, binecuvântata lavă, le arătă dumnezeirea Tatălui Ceresc din slavă. De puterea înfricoșată, toți cu fața la pământ au căzut cu toți deodată, înaintea celui sfânt. Căci spre marea lor uimire, jertfa a fost mistuită, jertfa cea de mulțumire e aprinsă, e primită. Atunci, într-o izbucnire ca și norul din crater, toți cu sfânta mulțumire au strigat privind spre cer. Domnul cu adevărat este Dumnezeul Sfânt. Tot poporul a strigat, proșternați până la pământ. Și se înălță ecoul, glasul celor din pustie. Domnul este Dumnezeul, viu și sfânt din veșnicie. El și azi aprinde focul ca și atunci, ca mai înainte. El cutremură și locul dacă ruga e fierbinte. Dacă jertfa-i fără pată, Domnul din îndepărtări ne răspunde și se arată prin minuni și vindecări. El e singurul ce poate să aprindă ce e stins. El e mai presus de toate, Dumnezeul neînvins. Iată-l și cu noi pe cale, cu același semn de sus, focul sfânt de la Rusale, în numele lui Iisus. Dumnezeul lui Ilie, el rămâne tot acel. Numai noi, în pribegie, ne-am schimbat ca Israel. Dacă nu se șchiopătează, dacă nu privim înapoi, atunci frații înaintează, atunci Domnul e cu noi. Însă dacă urăciunea sidonită ne-a străpuns, ni se stinge rugăciunea, fără să primim răspuns. Aruncați pe Baal afară, că-s destule milioane care îl caută și-l adoră răgușiți pe stadioane. Nu mai rătăciți pe drumul care duce la pierzare, nu vă închinați la fumul de pe-a balilor altare. Haideți să cântăm cântarea cum cânta poporul său, să răsune adunarea, Domnul este Dumnezeu. Amin.